Salutare, dragi urmăritori! Bine v-am regăsit la o nouă prezentare marca Atelierul de Detailing, alături de o mașină mai rară prin peisajele astea românești. Este vorba despre o Kia Optima, fabricație 2017, adică este a patra generație a acestui model. Lansat oficial în 2015, s-a desfășurat fabricarea până prin 2020. Acum se află la a cincea generație. Însă aceasta nu se mai vinde în Europa și în Australia din cauza vânzărilor sub pragul sperat de cei de la Kia. Până la urmă înțeleg și de ce. Este un model care intra oarecum în conflict cu gama locală de aici, respectiv Hyundai-ul i40 și Hyundai-ul Sonata, care nici ăla nu se mai vinde oficial în Europa, dar este un model care e gândit așa mai pe concepție americană. Povestea ei începe undeva prin 2000, când se numea Kia Magentis. S-a numit Optima Magentis sau K5 în funcție de locul în care a fost vândută și primele generații au fost nimic altceva decât un Hyundai Sonata cu siglele schimbate și cu foarte, foarte mici diferențe de desen. Chestia asta s-a schimbat însă începând cu a treia generație, când mașina a început să împartă platforma cu Hyundai i40, și Sonata din punct de vedere tehnic, dar s-a distanțat pe parte de design și de echipări, de setări ale motoarelor. Dar totuși folosea destul de multe elemente comune. Până la urmă, modularitatea e o treabă care se practică în industria auto de ceva timp și nu e nimic de blamat aici. E o mașină care arată ca un Stinger. Dacă o vezi în fugă și nu-ți dai seama, nu știi despre ce-i vorba, ai zice că este o Kia Stinger. Dacă însă le vezi pe ambele puse una lângă alta, observi niște diferențe clare și mai sunt și niște diferențe care nu se văd, și anume faptul că asta este o mașină care este tracțiune față, are numai motoare în 4 cilindri pe generațiile astea, doar primele au avut și motorizări V6, care însă făceau parte din niște familii de motoare care poate erau destul de ok la vremea respectivă pentru un segment de consum, dar n-au fost niciodată niște motoare sportive performante așa cum este cel de pe Stinger, respectiv acel Lambda 3.3 V6. E o mașină de care eu mi-aduc aminte, de fapt, sub denumirea asta de Magentis. Era genul ăla de Kia insipidă, care acum 15-20 de ani deservea mai mult pentru transport de la A la B. Culmea e că, deși au fost niște mașini destul de terne la vremea aia, își făceau treaba bine și nu erau chiar atât de simple tehnic pe când ne-am aștepta. Adică au avut motoare diesel Comorail, au avut cutii automate, au avut opționale și, de exemplu, pe generația a doua, mi se pare, concomitent cu generația a treia de Sonata, foloseau suspensie dublu braț pe față, ceea ce era destul de rar pentru o mașină coreană la acea vreme, sau ceva care poate era asociat mai mult cu un Cielo decât cu o mașină europeană. Cert este că, însă, de când a venit Peter Schreier la Kia, om care de la designer a devenit și acționar și este membru în Consiliul de Administrație și a desenat chiar și această variantă de Kia, începând cu generația a doua, s-a implicat în design, lucrurile s-au schimbat și mașina a devenit mult mai europeană. Ea este produsă în Coreea, însă designul ei, de exemplu cum a fost și Hyundai i40, care a fost gândit mai mult pentru Europa, au multe elemente europene. Kia, Hyundai au un centru de proiectare la Rüsselsheim în Germania și au fabrici în Slovacia și Cehia. Însă pe parte de producție globală, în continuare multe vehicule de ale lor sunt produse în Coreea. Mi se pare o coincidență haioasă că am ajuns să filmez mașina asta chiar astăzi, pentru că tocmai aseară m-am uitat la o miniserie pe Netflix compusă din vreo 4 episoade numită Collateral, care este despre o crimă produsă în Londra. Acțiunea se petrece undeva prin 2019 și am observat în acel serial faptul că poliția londoneză are acest model de mașină ca mașină de serviciu. Însă era vorba de generația anterioară, produsă până în 2015. Și țin minte când am fost în Londra că le-am remarcat și nu știam exact ce mașină e. După aia, când a apărut Kia Stinger, am făcut greșeala să le confund. Și dacă le vezi una lângă alta, chiar seamănă mașinile. Cred că asta a și fost ideea cu acest design. Interesant este că le remarci acolo, mai ales pentru că poliția londoneză are un colorit aplicat peste, format din niște pătrățele verde fosforescent cu alb și albastru.
care e puțin diferit față de ce te-ai aștepta de la un colorit de poliție prin Europa, de exemplu. Însă am mai văzut mașina, fix pe asta și fără să-mi dau seama, nu știam că urmează să o filmez, la reprezentanța MIT Motors din București, locul de unde iau eu acele Kia de test pe care le reprezint pe canal și locul de unde o să mai iau diverse Kia și o să le mai vedeți pe canal. Și totodată am văzut acolo și o variantă cu cel mai puternic motor, de vreo 245 de cai, venită la revizii. Poate ați observa că plăcuța de matriculare a mașinii are steagul bulgăresc. Asta pentru că mașina este matriculată în Bulgaria și este condusă în scop comercial în ambele țări, și în România și în Bulgaria. Și asta înseamnă că reviziile sunt făcute ori în România, ori în Bulgaria, la reprezentanțele Kia. Mai mult decât atât, mașina a fost cumpărată de la o reprezentanță Kia din Sofia și a costat 12.000 de euro. Puțin, mult, voi judecați chestia asta, gândiți-vă că avea 66.000 de kilometri, fusese întreținută oficial doar la reprezentanță, a avut gaz montat de către reprezentanță în mod oficial, așa a fost vândută nouă, și are cutie automată. Deci o mașină cu care se fac kilometri mulți, acum are undeva la 113.500 de kilometri după niciun an de posesie. Și o mașină configurată, aleasă de fapt, pentru scop de conducere extraurban, pentru serviciu. E o mașină interesantă, la care nu te-ai gândi, pentru că nu prea le vezi pe stradă. Gândiți-vă că în același format, probabil ați văzut în România destul de multe Hyundai-uri i40, care au fost pe aceeași platformă. Niște mașini cu un aspect foarte mișto, interior, exterior, mai ales varianta sedan, care de fapt este un fel de liftback, așa cum are de exemplu și Mondeo sau Skoda Superb, și au fost și variante break. Mie mi s-a părut aia o mașină cu un design interior foarte reușit, poate chiar o idee mai reușit decât alăsteia, pentru că a fost gândită pentru Europa. Asta este o mașină gândită pentru piața asiatică și americană, însă acolo poartă numele de Kia K5. Există și un model numit K9, care însă este tracțiune spate și o limuzină mult mai mare. Și acolo, oricum, americanii gândesc mai mare și au mașini, în general, mult mai voluminoase. O să vedeți modele precum Hyundai Palisade sau Kia Telluride, care sunt niște SUV-uri enorme cu 7 locuri și portbagaj, care nu o să se vândă niciodată în Europa, dar eu le încadrez în categoria de mașini tip exercițiu de design, așa cum a fost și Kia Stinger. Și se vede mâna lui Peter Schreier. Este modelul acesta. Are respectiva grilă Tiger Nose, care este trademark-ul lui Peter Schreier. Și cred eu că, așa, ca să rezumăm povestea despre Kia, faptul că acest designer a migrat de la o companie nemțească la una coreeană, a făcut atâtea modele de design și a devenit acționar și membru în Consiliul de Administrație, spune ceva. Omul ăla chiar crede în compania asta. Și ok, poate să fie și un interes economic, dar atunci când cineva se implică mai departe în firmă, înseamnă că are încredere în acel brand. Și asta înseamnă că o să mai auzim de designurile lui în viitor. Generația a patra de Kia Optima a avut vreo 6 motorizări, cred că chiar 7 cu totul. Au fost 2 motoare diesel și 15 benzină, puterile între 136 de cai și 245 de cai. A avut și o variantă hibridă și plug-in hybrid. Motoarele au fost 1.6 TGDI de vreo 180 de cai, formă 2.0 aspirat multipunct cu vreo 163 de cai, 2.0 aspirat cu injecție directă și configurație hibridă undeva pe la vreo 205 cai și au mai fost variante de 2.0 turbo, 245 de cai, 2.4 cu injecție directă aspirat doar pentru America, care avea undeva la 184 de cai. Motoarele care au fost vândute în state au venit doar cu cutie automată în 6 trepte. Varianta de 1.6 TGDI a venit cu cutie cu dublu ambreiaj în 7 trepte. Au mai fost și 2 motorizări diesel. Prima a fost de 1.6 și 136 de cai. De 1.7 și a doua a fost cea de 1.6. Deci au diminuat cilindrele, au mărit puterea motorului pe la vreo 141 de cai și veneau cu mai multe variante de cutie de viteză. Dar ceea ce e reținut e că este o mașină care a oferit toate variantele de tren de rulare. Adică aveai și hibrid, și benzină aspirat, și benzină hibrid, și variante cu benzină turbo. Și ce e mai important este exact, așa cum vedeți și pe configurația asta, faptul că îi se poate pune gaz. Oricât amurând noi chestia asta, până la urmă gazul este o variantă de necontestat. Și sunt țări precum Turcia, care este lider în lume la propulsia pe gaz, care
au undeva la 40% din mașini cu această formă de combustibil. Și sunt nenumărați producători care vând asemenea configurații direct din fabrică. La mașina asta, de exemplu, abia îți dai seama că este gaz pus, pentru că nu vezi o tulumbă în portbagaj, iar cablajele de sub capotă sunt aproape invizibile. O să vedem treaba asta la partea de motor. Deci, ca rezumat, pentru o achiziție SH, este o mașină interesantă, pentru că oferă spațiu, mai ales în spate, are propulsoare, zic eu, decente, adică se mișcă toate variantele cu accelerații 0-100 sub 10 secunde, ai cutii automate clasice în 6 trepte cu convertizor sau cutii cu dublu ambreiaj și se știe că Kia în general a făcut cutii destul de bune. Sunt cutii de producție proprie și toate au avut parte de garanții destul de bune, undeva la 7 ani pentru modelele astea. Au și un infotainment actual pentru anii respectivi și pentru un preț cât a fost mașina asta de, să zicem, intervalul la care o vei găsi la kilometri ăștia probabil sunt între 12.000 și vreo 15.000 de euro, o face să fie o mașină de achiziție interesantă. Eu am văzut câteva modele în București destul de des, adică nu mă așteptam să văd atât de multe, deși e clar că nu o să vezi, nu știu, 3.000 de bucăți cumpărate. O alternativă ar fi Hyundai i40, care e mult mai comun, pentru că a fost vândut oficial de nou în România și până la urmă e o mașină care tehnic e aproape identică cu asta. Hai să vedem și la motor ce se ascunde, pentru că mașina asta are o treabă cu care îi dă lui BMW peste nas destul de elegant, fără să fi făcut vreodată mare tevatură din chestia asta. Deschidere cu pistoane frumos, iar spuneam acum câteva secunde faptul că îi dădea peste nasul lui BMW cu ceva. Vorbeam așa la modul figurativ, este vorba despre aceste patru litere. El înseamnă Continuously Variable Valve Lift și practic acest motor are o tehnologie similară cu cea a Valvetronic de la BMW, în sensul că durația motorului nu este controlată printr-o clapetă de accelerație. Ea tehnic există aici, însă fizic controlul turației se realizează prin varierea adâncimii la care se deschid supapele. La relanti are o deschidere undeva la, nu știu, câteva fracțiuni de milimetru, iar la turație maximă undeva în jur de 9 mm. Și practic, în funcție de cât de adânc se deschide supapa, motorul poate să înghită o cantitate variabilă de amestec. Și spun amestec pentru că este un motor cu injecție multipunct, așa că pe supapele de admisie trece direct un amestec ideal stoichiometric, de 14,7 părți de aer la una de combustibil. Ăsta este un motor care dezvoltă 163 de cai și 196 de newton cuplu. Este apărut în 2011, a avut ori 1.8, ori 2 litri și a avut niște mici diferențieri tehnice. Practic a progresat în timp. La început era cu distribuție variabilă doar pe partea de admisie, fără această tehnologie CVVL. După aia a fost majorată cilindrea la 2 litri, a fost adăugată distribuție variabilă și pe evacuare, a fost adăugat sistemul ăsta CVVL și ulterior a fost adăugat și injecție directă, care a crescut puterea mai spre 184 de cai, dacă mi-aduc bine aminte. Motorul a înlocuit vechile serii Beta, care echipau, de exemplu, Hyundai Tiburon sau, cum era el numit, Coupe, sau Hyundai Tucson, de exemplu, și era destul de gurmand acel motor mai vechi, construcție din fontă a blocului, deci era destul de greu. Acest motor e totuși mai actual, pentru că are bloc de aluminiu, chiulasă de aluminiu, cămășile interioare sunt cele pe care merge pistonul, sunt din fontă, și are o galerie de admisie din plastic, pentru că chestia asta scade din greutate. Față de motorul anterior, e o scădere de greutate de vreo 25-30 de kilograme, cam așa. Și aici puteți vedea un actuator vacumatic, care este controlat direct de vacuum din admisie printr-o supapă electrică care este aici. Galeria asta se numește VIS, Variable Intake System, și e prezentă pe multe modele Hyundai și nu numai, pe mai multe mașini din lume, pentru că e eficientă, în sensul că la turații mici, aerul merge pe un traseu mai lung și cu conducte mai înguste, iar la turații mai mari, această supapă închide acel traseu lung și îngust și forțează aerul să treacă printr-un traseu mai scurt, însă cu conducte cu diametru mai mare. Și chestia asta se numește ram air în engleză, este un efect de forțare a aerului și de armonizare în funcție de turația motorului. Îl face să fie mai eficient. Injecția multipunct o putem vedea aici, evident cele care sunt cu injecție directă au și o pompă aferentă în partea aia,
Construcție de bloc de aluminiu, chiulasă de aluminiu și capac din plastic, însă avantajul e că are tacheți cu compensare hidraulică, deci nu trebuie niciodată să-i reglezi. Distribuția este pe lanț, are un lanț mare care leagă cei doi arbori cu came, care au fiecare distribuție variabilă dublă. Putem vedea aici actuatorul electrohidraulic pentru distribuție pe admisie și aici este mufa de la cel de pe evacuare. Pe urmă, ce mai are motorul interesant? Are în interior această tehnologie CVVL. Practic, între arborele cu came antrenat de lanț și tacheții aceia cu role, există încă un arbore excentric care poate varia poziția de suprafață. Și în felul ăsta, arborele cu came, care are un pas fixat, are o mișcare imprimată pe acest arbore intermediar, care în funcție de ce poziție are setată, lasă supapele de admis să se deschidă mai mult sau mai puțin și în felul ăsta se controlează durația motorului. Altă chestie interesantă este că are o treabă numită în engleză offset crank, adică practic are arborele, centrul arborelui cotit este deplasat față de centrul pistoanelor și în felul ăsta, în momentul în care biela este la punctul mor superior, există un mic unghi, adică așa, o mică deschidere de câteva grade și în felul ăsta deja arborele este rotit și pistonul apasă perfect perpendicular și în felul ăsta nu mai pleznește în laterale pe cămăși și se reduce acel efect de piston slap, cum se numește în engleză, implicit și zgomot de funcționare. Paradoxal este că acest motor a avut probleme tocmai cu treaba asta în America, în varianta de 1.8, pe modelul Hyundai Elantra. Au fost niște rechemări de fabrică pentru că motorul era zgomotos, pistoanele erau subdimensionate și avea un joc când motorul era rece și jocul ăla se imprima în uzură prematură și în consum de ulei. Au fost niște litigii, dar s-au întâmplat strict în America, eu în Europa nu am auzit de ele. În rest, o curea de accesorii standard cu cele trei elemente clasice, adică avem alternator, avem un compresor de aer condiționat și o pompă de apă. Servodirecția fiind electrică, nu există lichid de servo și nici pompa aferent, așa că pe cureaua de accesorii nu vom vedea acel element. Pompa de ulei este la fel ca la alte serii, cum ar fi Kappa sau Gamma, montată direct pe capacul de la distribuție, deci nu are un lanț separat. Și în rest e un motor simplu, are și gazul montat, însă putem vedea că e destul de elegant montat, adică toți acești conectori, abia că nici nu-i vezi dacă pui capacul peste, se vede doar partea respectivă de acolo. Adică e un montaj profesionist cu garanție care a fost făcut într-o reprezentanță. Mai departe, bobine de inducție, sistem de epurare gaze, valva PCV. Are și o clapetă de accelerație de urgență pentru că dacă, de exemplu, motorașul ăla de la sistemul de control se strică, să nu rămâi cu mașina în drum, ai o clapetă de accelerație. Evident, motorul va funcționa probabil într-un fel de limp mode sau va avea un check engine aprins. Exact aceeași soluție o folosește și BMW. Pentru că niciun sistem nu este perfect până la urmă. Personal, nu am auzit de probleme cu acest sistem, chiar m-am interesat pentru că a fost o surpriză plăcută să aflu că au pus un asemenea sistem și cuplat cu CVVD, dacă ar fi cuplat cu Continuously Variable Valve Duration, adică cel montat pe motoarele SmartStream, ai avea distribuție variabilă dublă, control al accelerației prin CVVL și eficiența suplimentară prin CVVD, cât timp stă supapa deschisă și avea un motor aproape perfect controlat, dar probabil complexitatea mecanică ar crește foarte mult. Pe lângă motor avem și o cutie de viteză automată cu convertizor în 6 trepte, producție proprie de a lui Kia. Și acum există și o variantă de 8 trepte, care este, de exemplu, montată pe Stinger. Și au fost și variantele cu dublu ambreiaj, cu sistem cu ambreiaje monodisc uscat. Există și o cutie mai nouă montată, de exemplu, pe Kia Sorento Diesel, care are 8 trepte cu ambreiaje multidisc umede. E o cutie mai nouă, tot așa producție proprie. Din câte am citit, Hyundai a făcut cutii și pentru alții, însă nu s-a dat mare cu chestia asta, așa cum nu s-a dat mare nici cu această tehnologie. Cam asta ar fi lecția de astăzi, să spun așa, și pot să închei prezentarea arătându-vă motorul de la CVVL. Și apreciez că este aici față de BMW, care, de exemplu, pe Mini-uri sau pe alte motoare gen N13, N14, N18 și EP6 de la grupul PSA, au acel motor băgat undeva adânc sub parbriz și practic trebuie să demontezi foarte multe piese ca să ajungi la el. Aici, dacă, Doamne ferește, ai de schimbat, îl ai direct aici frumos, sistemul e la vedere. Asta pentru că motorul are orientare cu galeria în față.
și arborele de admisie este cel de aici. Hai să trecem și la interior și pe urmă să dăm o tură. Spatele ăsta mi se pare reușit. Am văzut personal și varianta de 2.0 Theta cu 245 de cai, aceea are evacuările duble reale și arată puțin mai fain decât asta și prin jante. Dar până la urmă, mașina asta e de făcut treabă și aici observăm cât a mai portbagajul are. Îl vedeți în întreaga sa glorie, plin cu tot felul de chestii. Să nu înjurați acel recipient pentru că mașina tocmai a fost la revizie. Așa că, uite, putem vedea și ce ulei se pune în ea. 530 pentru că este un motor simplu, aspirat, nu are de ce să meargă pe altceva. Și estimez așa undeva la vreo 500 de litri por bagajul ăsta. Observ ideologia asiatică, anume de a nu antifona în partea de sus și la Honda mea Accord este absolut aceeași abordare. Și portbagajul are deschidere cu bare de torsiune, lamelele alea de acolo. Și nu are deloc inele de prindere în partea asta superioară. Dar uite, de exemplu, ce îmi place față de mașina mea, că ai deschiderea banchetelor direct aici și nu trebuie să te înclini până în spate la banchete. Iar al minus este că deschiderea ce rămâne în urma plierii banchetelor nu e foarte mare. De exemplu, la un Passat o să vezi o deschidere mult mai mare. Și chestia asta vă ajută dacă, nu știu, cărați anumite bucăți de mobilă sau cărați des chestii voluminoase. Și acolo poate să fie o limitare pe partea asta a portbagajului. În rest, nu am nimic de obiectat. Și bănuiesc că pe aici, pe dedesubt, da, este tulumba de la gaz. Deci foarte bine plasat, asta înseamnă că s-a înlocuit cu roata de rezervă. Cam atâta despre portbagaj. Are și cameră de marș arier, o să arătăm mai încolo cum se vede. Și profilul mașinii e cam așa. Nu e o mare frumusețe, dar e o mașină simplă până la urmă. Dar parcă are o linie așa care o scoate din anonimat. Mă face să mă duc cu gândul la Chevroletul Epica, dacă îl mai țineți bine minte, o mașină de acel gen. Dar sincer, 12.000 de euro, puțin kilometri și spațiu. Eu zic că Mihăița al nostru de la Craiova încape fără probleme în spate aici. Fără ca scaunele să fie la maxim în față. Adică putem observa spătarul care e până în, e peste montantul B și observăm aici că poți să stai cu picioarele dacă ai loc să faci așa. Pentru mine mașina este spațioasă în spate. Ventilație și în spate, două prize de 12V, o banchetă simplă de textil și cu cotieră centrală cu suport dublu de pahare, destul de adânc, deci pare că țin sucurile ok. Inele de prindere în partea asta și locul la cap, eu zic că e decent, adică pentru o mașină care are un aspect așa mai de coupe, shooting brake, lift back, cu spatele căzut, mie mi se pare că ai loc suficient în partea asta. Buzunare de piele aici și în partea asta avem spațiu pentru sticlă, cotieră moale, deci o surpriză să văd, materialele astea sunt mai bune decât la un Kia Sportage nou, de exemplu, într-o echipare inferioară, mașina asta nefiind vârf de gamă. Adică aici avem capitonaj moale, la fel în partea asta, cotiera la fel e moale, doar aici jos avem plastic tare pentru că observați aceste urme de la pantofi. Mie nu mi-ar plăcea să am o mașină cu piele în apa la suportul de pahar, că îl voi zgâria imediat. În partea din față, la fel, materiale moi, cu un design oarecum depășit pe partea asta, că totuși o mașină mai veche, dar geamuri auto și la partea asta. Uite că nu m-am uitat în spate dacă sunt auto. Nu, aici nu sunt, deci doar în față. Închidere, deschidere și pe partea asta, spațiu de depozitare mai amplu. Reglaj de înălțime și pentru pasager. Acum scaunele mi se pare că arată decent pentru o mașină care e mersă mult. Repet, face ceva de genul 10.000-12.000 de kilometri în două luni mașina asta. Adică e mersă foarte mult și mie mi se pare că arată ok și nu pare că i s-a făcut vreun detailing. În scaun chiar se stă confortabil. Adică ai șezutul în partea din spate lăsat și asta înseamnă că îți ține bine pulpele. Locul la genunchi ar fi suficient, adică ați văzut cât loc aveam în spate și cât loc am aici. Torpedou destul de voluminos, e din ăla cu cădere directă. Se închide ușor, se poate închide și cu cheie, o chestie care la multe mașini noi, nu pot să zic, am mai văzut-o. Iar consola centrală
seamănă cu majoritatea modelelor Kia din perioada respectivă, de exemplu cu un Sportage. Adică avem un suport de pahar dublu aici cu o piesă care se poate scoate și astfel poate intra un Nokia 6630 aici dacă ești nostalgic. Poți să folosești și această zonă ca suport de telefon, dar poate doar pentru un iPhone 12 din ăsta nou, mic. iPhone 12 mini sau cum îi zice. Cotieră de piele. Te aprecia chestia asta pentru că dacă era din textil ca scaunele s-ar fi îmbâxit grav. Și spațiu de stocare. În partea asta ar trebui să mai fie probabil vreo... Nu mai e priză USB, e direct. Frână de mână cu auto hold, ambele electrice, ai și drive moduri pentru că avem o cutie automată cu selectorul clasic și o deschidere de tip Audi, cum îi zic eu. Două prize de 12V, intrare USB și auxiliar. Închiderea se face lent prin apăsare. Climatizare, nu are încălzire în scaune, însă climatizarea e pe două zone și puteți vedea butoanele în partea asta. Aici este etajul de media și în partea de sus avem o navigație cu touchscreen, dar cu ecran mai mic din anii respectiv, care are și harta în partea asta. În partea superioară, suport de ochelari și cam așa arată oglinzile, chiar foarte mari. Mă puteți vedea bine aici. Și un sistem de închidere diferit de cheile de acum, în sensul că nu are acel butonaș care se închide când trântești, ci are direct contact în sistemul ăsta de închidere. Astea sunt cu apăsare directă, oglindă cu reglaj heliomat automat și cam atât. Hai să trecem și la partea de șofer, dar până să ies, uite, bordul iar, material moale. Consola asta evident e tare că aici pui genunchiul și nu e o mașină premium, dar aici tot ceea ce vedeți este moale și pare că oferă și o vizibilitate destul de bună. Cam așa arată comenzile. Tot așa, material moale în partea superioară, aceeași lecție. Pare o piele chiar de calitate aici, nu știu dacă e ceva natural, totuși nu cred că e natural. Dar e interesant, sincer, cred că este una din puținele mașini pe care le-am văzut care să aibă față de ușă din piele, dar tapiseria să fie din textil. Da, chestia asta nu poate decât să ne bucure pentru că înseamnă că va rezista mai bine în timp. Aici avem deschiderea portbagajului, flapsul pentru benzină, sistemul de lane keeping assist, nu are radar automat mașina, însă are sisteme de siguranță prin aceste camere, dar nu pune frână automat. Cred că volanul recunoașteți, este unul clasic de Kia și chiar sistemul de ecran central. Deci bordul este identic cu cele noi și poate fi schimbat de aici. Putem vedea pe ecranul principal datele care țin de computerul de bord. Aici avem navigația care devine activă în momentul în care setezi o adresă. Următorul este sistemul de lane keeping assist și pilotul automat. Muzică, poți să le și telefonul. Aici ai alertele pentru service și cauciucuri și în partea asta reglezi sistemele de asistență. De exemplu, lane keeping assist-ul și ce are mașina, limitator de viteză și pilot automat simplu, reglajele pentru ușă, când să se închidă, când să se deschidă, arată absolut identic față de una nouă. Follow me home, living home, sistemele alea clasice. Bipăituri, chestii de confort, da, îți pune poziția roților și asta e interesant, când miști volanul. Și cam atâta, să poți să setezi pe sistem american, pe Fahrenheit, toate alea pe acolo. Deci ăsta este bordul central, simplu și la obiect. Manetele iarăși cred că le recunoașteți, lumina automate după cum se poate vedea. Arată identic cu formatul ăsta nou. Volan de piele cu cusătură, avem și padele pentru că cutia automată, puteți vedea și selectorul în partea asta. Iar ecranul central este touchscreen, funcționează ok, sincer, funcționează mai bine decât la multe japoneze noi, care au o anumită lentoare, cum ar fi, de exemplu, modele de pe la Honda sau Toyota, dar am văzut și navigații mai bune pe japoneze și vor apărea, sigur, începând din 2021 acum. Important e că avem însă și reglajele pe buton, adică poți să dai, de exemplu, media, telefon, piese, hartă, nu trebuie să intri neapărat pe partea asta. Harta arată a iGo din ăla din anii respectivi, dar văd că
funcționează ok. Îți faci treaba cu ea, până la urmă dacă așa cumperi mașina, folosești sistemul. Ai și un sistem de alerte, mă rog, dacă navigația probabil e conectată cu telefonul și setări individuale aici, nu știu, poți să setezi probabil limba sistemului, bla bla bla, ori din astea. Da, cred că recunoașteți. Mi-ar fi plăcut un ecran mai mare, dar trebuie să recunosc că mașina așa a fost configurată, așa că o luăm de-a gata și, repet, 12.000 de euro. Ceea ce i-ar lipsi, nu știu, mi-ar fi plăcut să aibă încălzire în scaune, să aibă ecranul puțin mai mare, să aibă poate și pilot adaptiv, că în anii ei a început să se pună, dar, sincer, nu mi se pare că e un interior fără confort, poate niște scaune electrice, dar nu e într-o echipare de top. Și părerea mea e că e un deal bun la banii ăștia și materialele sunt o surpriză plăcută, adică mă așteptam să văd niște fețe de uși cu material tare, textil îmbăxit, n-a fost așa, bordul e moale și eu zic că stăm bine pe partea asta. Cotiera la fel e așa, ca critică design-ul, care e totuși depășit, adică e o mașină care vine din alți ani, ca să zic așa, dar până una alta, repet, o iei la niște bani acceptabil. Dacă ar fi să dai 25.000 pe o mașină care arată așa acum și cu opțiunile astea, poate nu merită. Dar nici nu dai atât, pentru că, să fim sinceri, Kia noi au infotainment-ul actualizat, au un bord mai plăcut, volanul e din materiale mai bune, asta e o piele mai tare aici, și arată totuși mai actual, mai ales când configurezi, de exemplu, cu ecranul acela de 10.25 pe diagonală și arată foarte fainale. Sunt pe gustul meu. Hai să dăm și o tură, să vedem cum se conduce cutia asta automată în mers, că chiar sunt curios. Hai să vedem, domnule, cum e cu automatic. În primul rând, motorul e ca și inexistent la sunet, deci nu auzi absolut nimic. Și nu transmite niciun fel de vibrație. Am început să apreciez chestia asta pentru că mașina mea, care e ceva similar cu asta ca concept, a avut tot timpul un tremurat de la subdimensionarea cablurilor de masă. În general, sistemul electric e subdimensionat și, fiind un motor mai mare în 4 cilindri, are un anumit tremurat la relantii ocazional când are consumatori electrici. Și a început să mă dispere chestia asta și sunt în curs de rezolvare a acelei probleme. Cert e că mașina asta e electric feeling, așa. Adică are o suspensie care se poate observa pe aceste drumuri vălurite pe aici, că sunt destul de multe gropi. Mi se pare că filtrează bine. Apropo, mașina are McPherson pe față și suspensie independentă multibraț pe spate. Are vreo 4 brațe care sunt dispuse 3 transversal și unul longitudinal. Trailing arm, îi zice în engleză. Deci stă bine din punctul ăsta de vedere. Pe la Kia nu o să prea vedeți punte, decât pe variantele astea mici, genul Kia Rio, Hyundai i20, care nu cred că și-au rostul să vină cu partea asta de punte, știi? Și are mod de rulare eco, de exemplu, în care acum merge cu treapta 4. Ideea e că schimbările cutiei sunt deosebit de fine. Deci nu mă așteptam. N-aveam nicio așteptare de la o cutie din asta de mașină mai veche, dar iată că pare bine făcută. Adică nu simți niciun fel de hop. Pot să zic că schimbă chiar mai elegant decât ai sinurile noi în 6 trepte, care sunt montate pe la grupul PSA, de exemplu. E vorba de setare și de motorul cu care sunt cuplate. Adică oricât de bun ar fi o cutie, una e să o pui pe un motor de capacitate mare cu 4, 5, 6 cilindri și alta e să o pui pe un motor de capacitate mică cu 3 cilindri. Pentru că, până la urmă, cutia preia ce-i dă motorul. Și dacă motorul nu are o funcționare regulată, să zic așa, o să simți sub formă de șocuri, de schimbări mai ineficiente. Pot să zic că îmi place cutia asta, adică dacă nu te uiți la ceas, pur și simplu nu o simți. Și îmi place că motorul totuși are o rezervă de cuplu destul de ok, judecând din punct de vedere 2 litri aspirat. Clar, mașina se mișcă mult mai bine cu un turbo, peste 200 de cai, sau cu 1.6 TGDI, având turbina, are și cuplu consistent, dar acea tehnologie CVVL îi face funcționarea să fie destul de eficientă. Adică nu are acele goluri de putere, nu are pierderi de pompaj. Chestia asta a însemnat. Și aceste
tehnologie folosită și pe motoarele pe benzină de la PSA în prezent de 1.6, acel EP6. Dacă schimb modul pe normal, cutia rămâne mai mult în jurul turației de 2000. Retrogradează, însă nu retrogradează mai mult de o treaptă și cum ai ridicat piciorul de pe accelerație, a schimbat. Dar îmi place că rămâne în jurul valorii de 2000 și asta înseamnă că nu ai acel tremurat enervant care s-ar resimți la anumite turații joase. E clar că la drum lung parcă merită mai mult să o dai pe padele. Schimbările sunt totuși lente, adică dacă dai click-ul pe manetă, durează cam o secundă să schimbe. Și observ că nu te lasă să cobori sub 2000, pentru că ar subtura motorul. Ia să vedem. Schimbă ok totuși. Hai să zic, undeva cam jumătate, maxim o secundă durează schimbul. La o cutie nouă ai undeva la 200 de milisecunde, la un nou G-Tronic sau un ZF8 HP. Dacă dăm și pe sport, da, răspunsul pedalei de accelerație se întărește puțin, adică simți că livrează mai mult, dar pentru că nu e un motor foarte puternic, trebuie să-l ții turat. Cert este că are senzația pe care ți-o dă o Mazda Skyactiv-G de 150 de cai, pentru că raportul de greutate-putere este aproximativ același. Are o ușoară patinare a convertizorului, este o tehnologie mai veche a cutiei, dar asta înseamnă schimbări confortabile și să fim bineînțeleși, toate cutiile cu convertizor patinează, pentru că altfel n-ar putea să schimbe. Diferența de tehnologii mai noi este ca o chestie numită converter lock-up, adică blochează convertizorul și când, de exemplu, ești în treapta 4, cum sunt eu acum la 3000 de rotații pe minut, când apăs accelerația, transmiterea puterii este instant, adică nu există pierdere și de asta și mașinile consumă mai ok și cutia asta are așa ceva. Chiar îmi place, deci nu mă așteptam să schimbe atât de bine și ia să văd pe mod automat dacă o dau. Da, o ține la 2100, deci ți-o pregătește direct să fie peste 2000. Și rămâne acolo, adică o secundă, două după ce ai ridicat pedala, cutia rămâne în turație. Și asta înseamnă că dacă mergi pe normal și faci aceeași manevră, schimbă mai repede, cade imediat. Pentru că e logic, nu ține acolo. Da, eu aș merge tot timpul pe sport la drum lung. Până acum, cu tot frecușul ăsta de turații, am 9,7 consum, ceea ce mi se pare decent pentru o motorizare de 2 litri benzină multipunct aspirată. Habar n-am dacă e pe gaz sau pe benzină. Instalația este un BRK din ăla și are un LED portocaliu aprins. Cred că totuși ar fi pe verde dacă ar fi pe gaz. Bă, schimbă bine cutia, de ce să mint? Nu, chiar trage ok. Și exact, cred că am definit-o bine. Senzație de Mazda Skyactiv-G. Adică are undeva la, cred că 9,8 sau 10,200, ceea ce e relevant, pentru că asta e o mașină făcută pentru cursă lungă. Dar cert e că, uite, dacă vreau să fac o manevră aici, să depășesc, uite, apreciați față de... Aici trebuie să mă încadrez ca să fac dreapta pe sub pod. Pac, ai depășit, aia a fost. Face și frână de motor destul de ok, adică simți în momentul în care dai clapetă, dă în nas, ceea ce se definește ca fiind o frână de motor. Și sincer am curaj să fac manevre cu ea, asta înseamnă că are o putere suficientă pentru un trafic normal de România. Și în general, la benzină, turometru se ține în picioare. Adică mai bine bagi bani într-un consum cu, nu știu, 1-2 litri la sută mai mult, mai ales că mașina asta are gaz. Și faci chestia asta decât să dai în consumuri mici, dar ulterior în reparații scumpe, care presupun depuneri,
valvă PCV, segmenți de puneri în admisie care presupun demontare, mai mult ca sigur asemenea operațiuni la reprezentanță probabil te costă cel puțin 1000 de lei. Și apropo de costuri, uite, revizia pe care a avut-o acum la 113.500 de kilometri a costat 900 de lei la reprezentanță. Și având în vedere că e 900 de lei, înseamnă că i s-a schimbat și lichidul de frână. Mi se pare decent un cost de mașină dusă la reprezentanță, adică cu 12.000 îți iei un F30. Dar mai mult ca sigur o revizie la o reprezentanță BMW nu va fi 900 de lei la aceiași kilometri. Pentru că o să ai și alte elemente de schimbat și gândiți-vă că e cutia automată, adică o să ai la un moment dat de schimbat și ulei la ea. Nu va fi un cost la fel de mare ca la o marcă premium două runde. Pentru că ora de manopere e mai ieftină. Și chiar m-am interesat la cheia de chestia asta, de exemplu, anumite operațiuni sunt tarifate cu jumătate de normă, adică chiar dacă în configurator apare ca fiind o oră, se tarifează 30 de minute. Bă, se aude frumos mașina, chiar. Deci pot să zic că eu vin acum și am venit la filmarea asta cu o Honda Accord cu motor de 2.4, manuală, 6 trepte, undeva la 225 de cai în zilele bune, bune și reci. Așa că am cu ce să compar și mi se pare că aș continua drumul ăsta, chiar aș merge mai departe cu el. Da, chiar e drăguț. Ia să vedem. Cruise control. Da, mă rog, n-am ce sară la pilot automat nefiind adaptiv. Să vă lei în asistul, că sunt curios cum ține. Da. Ține, însă, fiind un sistem mai vechi, îți face flipper un pic. Adică nu ține fix mijlocul benzii, dar îmi place că nu mă apropie de gard. Adică mă ține mai curând pe partea dreaptă, mă notifică să și țin mâinile pe volan. Anumite sisteme te țin prea pe stânga. Cert este că mașina nu e un sistem de anii 2021 și nu știe să țină fix, perfect, centrat mijlocul benzii. Dar aceste sisteme sunt făcute pentru a te ajuta, nu să îți ia locul. Adică dacă ești odată neatent, categoric mașina va vira pentru tine, dar nu trebuie să te obișnuiești cu chestia asta. Dacă apeși odată accelerația, retrogradează o singură treaptă. Sunt curios de o chestie. Dacă, în schimb, apăs... Da. Dacă apeși click-ul de down kick, kick down, pardon, schimbă două trepte. Da, deci cutia chiar are un input destul de direct. Mi se pare decentă operarea ei. Și schimbătorul este, știi ce îmi place, iarăși un plus. De exemplu, m-am lovit de chestia asta la Kia Rio și la Hyundai i20. Schimbătorul era prea scurt și poziția pe care o ai la volan în mașinile alea era de așa natură că butonul de park, adică partea de sus a schimbătorului, îți venea fix în genunchi. Și în momentul în care dădeai pe manual, eu care n-am picioare copănoase, loveam în schimbător. Chestie pe care aici nu o văd să se întâmple, puteți observa și pe filmare că schimbătorul este liber, nu mi-atinge piciorul și încape aici și un extra șuncă pentru cine e mai copănos. Deci din punctul ăsta de vedere schimbătorul chiar mi se pare unul ergonomic. Cred că ăsta se duce mai spre spate, e plasat cu totul mai în spate decât la o clasă subcompactă care e mai mică înăuntru și nu ai atâta loc să te întinzi și practic ai genunchii mai bombați. Da, astea sunt nuanțe. Dar chiar îmi place, deci aș continua drumul ăsta până în afara orașului undeva. 96 consum, la un stil din ăsta de mers cu stat între 2000 și 4000 de rotații și cu câteva reprize până pe 6000 jumate. Deci mi se pare decent, adică atât am și eu consum la mașină la același stil de mers. Este consum de benzinar. Dacă vreți altceva, luați-vă 1.6 sau 1.7 diesel și o să aveți consum mic. Am un amic care a avut 6 ani sau 7 ani o mașină din asta, un i40, cu 136 de cai cu cutie manuală și da, făcea 1100 de kilometri cu un plin de 65 de litri avea parcă rezervor. Dar asta e o mașină hidramată cu convertizor, este benzină, e și pe gaz, adică e normal să ai niște consumuri de mai mari. Dar chiar trage mașina.
Ia să mă uit la o chestie, de exemplu, la o turație normală. Da, din păcate, dacă ești în zona a 2000 de rotații pe minut, nu va țâșni. Adică aici simt diferența față de un motor de litraj mai mare sau unul cu turbină, care intră în exercițiu mai de devreme. Dar trebuie să știi să o conduci. Dacă ai condus diesel 3 mașini de-a lungul a 10 ani, trebuie să te obișnuiești să ții turometru în picioare. La benzină abia pe la 3000 de rotații pe minut începe cântecul. Și motorul chiar se aude frumos. Și stă bine mașina. Deci vreau să zic că la ținută de drum bate multe mașini noi de clasă compactă. În schimb, aici fac eu greșeala, pentru că până la urmă asta este un segment de, e mașină mai mare și asta înseamnă că are o greutate spre o tonă jumate și e făcută mai așezat și normal că stă mai bine. Dar sunt foarte plăcut impresionat de ținuta de drum. Deci n-are, balansul e minim, direcția e electrică, dar are senzație de hidraulică. Adică ai o greutate în direcție care contează. Și mașina cred că chiar e o plăcere pe curbe. Deci înțeleg omul ăsta de ce a ales. Înainte a avut o Skoda Octavia 2 cu care a mers 600-700 de mii de kilometri până i-a rupt vibrochenul. Și evident că n-avea rost să stea să o repare complex și a reparat-o, că trebuia reparat-o oricum ca să o dea mai departe, în parametri normali, și a luat această mașină. A fost o ocazie în Sofia. De asta am zis că mașina e din Bulgaria, ca să nu ziceți că placa eternă cu cocalarii și așa. Băi, îmi place. Da, chiar mișto din punctul ăsta de vedere. Ce să zic? Ca sumar, e o mașină care pentru banii ăștia îți oferă multe lucruri. E multă mașină pentru 12.000 de euro, însă n-ar trebui să o judecăm prea aspru. Pentru că e o mașină care totuși e concepție 2015, măcar ăsta e un model 2017. În 2018 a apărut un facelift, dacă sunteți interesați să le achiziționați. Și mai mult decât atât, fiind totuși de atunci, ca concept, îi mai ierți niște lucruri. Adică, na, nu e cel mai actual design, dar vreau să zic că pe parte de confort, materialele sunt foarte bune. Adică sunt ceva similar. Te simți ca într-un Passat cu motor pe lung, adică un B5.5, știți la ce mă refer, materiale care erau moi sau cum erau Opelurile Astra G sau Calibra sau Vectrele B, care aveau niște materiale moi, aveau fețe de uși tot așa din material moale, totul e la locul lui, n-are greieri, are totuși niște opțiuni normale de confort, ai o climă pe două zone, ai navigație, funcționează, ecrănașe, chestii de-astea, adică chiar e ok. Cam asta a fost prezentarea. Deci dacă căutați un Hyundai i40 sau o Kia Optima sau un Hyundai Sonata din anii respectivi 2015-2018 orientativ, cred că vă ajută prezentarea asta pentru că vă puteți da seama de senzație. Mașina are exact aceeași configurație de suspensii, motorizări, dotări și cred că vă poate ajuta să luați o decizie. Dar cel mai important este să faceți voi test drive-ul cu mânuțele, piciorușele, ochii și corpurile voastre ca să simțiți voi ce vă place. Mie unul îmi place, vin de pe o mașină similară, mă regăsesc în segmentul ăsta. Poate altul nu o să-i placă altuia. O să zică că, domne, mie îmi place premiumul nemțesc. Go ahead, ia-ți premiumul nemțesc, da. Verifică înainte cât te costă o revizie la reprezentanță, cât de des trebuie să le faci, cât costă anumite componente, ca să judeci întreaga poveste. Eu zic că omul ăsta a făcut un deal bun pentru că a luat o mașină cu 66.000 de kilometri la 12.000 de euro, care încă are garanție, pentru că mașina are 7 ani bară în bară garanție, are gaz din fabrică, adică pus de reprezentanță, autonomie mărită și asta înseamnă că îi se potrivește lui pentru ceea ce face. Consum final 9,5%. Am încheiat prezentarea. Andreea, ai legătură.